O a doua întrebare este legată de nașterile de copii. Și mi-aduc aminte că am pățit într-o biserică din România, cu mulți ani în urmă, poate 30 de ani, un lucru foarte, hai să nu-i spun, a fost și hazliu, dar și am avut o predică într-o biserică, la o binecuvântare de copii. Probabil că mulți din cei care mă cunosc știu că am două fete, atâtea mi-a dat Dumnezeu și am predicat în biserica aceea, nu neapărat legat de nașterile de copii, dar după mine a predicat un frate de la Bistrița. Nu era de acolo din biserica aceea, era și el venit și eu eram acolo musafir. Fratele și-a început predica așa, cine are doi copii să tacă în adunare și cine are patru să nu deschide gura. Și bineînțeles că așa ca la o comandă, toți frații și-au întors capul spre mine. Eu nu m-am rușinat foarte tare pentru că aveam două fete, pentru că atâtea mi-a dat Dumnezeu. Fetele mele au fiecare câte 7 copii și într-un fel, nu știu dacă îmi spală onoarea mea, dar mă bucur pentru nepoții pe care i-am și de care sunt foarte mândru, dar nu cred că e nepotrivit să răspund la întrebarea aceasta chiar dacă am numai doi copii. Apostolul Pavel n-a avut niciun copil și a vorbit și despre căsătorie și despre copii ascultați în Domnul de părinții voștri, că este drept. A vorbit și tinerilor. Întrebarea aceasta revine și revine mereu. Și de ce revine? Ca și cea legată de îmbrăcarea hainelor, de purtarea bijuteriilor. Revine pentru că oamenii caută pe cineva care să le dea dezlegări. Asta este răspunsul. Mai ales cei care au venit în America, în Canada, în Occident, unde traiul e bun, unde oamenii visează la vacanțe, la confort, la lux chiar, l-aș împlini niște visuri pe care neam de neamul lor nu le-au avut. Copiii sunt o piedică. Și atunci caută dezlegări, nici să nu-și piardă locul din biserică, nici să nu-și pună în pericol mântuirea, dar să nu-și mai umple casele de copii. Și au apărut tot felul de explicații. Unii spun, scrie în Biblie că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Adică și copiii aceștia pe care trebuie să-i facem, nu-i facem așa mecanic. Avem dreptul să judecăm, să raționăm, să luăm niște hotărâri în funcție de posibilitățile care le avem. Și citează foarte mulți versetul 9 din capitolul 2 din 1 Corinteni. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Verset care are legătură cu, cu totul alt context, unde e vorba de lucrarea lui Dumnezeu, de evangelizare, de cum merge lucrarea lui Dumnezeu, de a se răspândi Evanghelia pe tot pământul. Și în privința aceasta suntem lucrători cu Dumnezeu, că Dumnezeu ne-a încredințat slujba aceasta, n-a încredințat-o unor îngeri, oamenilor a încredințat-o, fraților, credincioșilor. Apostolul Pavel zice că este o isprăvnicie care i-a fost dată. Numai că, ca să înțelegem lucrul ăsta, vreau să pun o întrebare, dar cei care mă urmăresc online nu pot să-mi răspundă la ea. Cine este dădătorul vieții? Dacă mai avem un dram de credință și de conștiință, și de cunoștință din Cuvântul lui Dumnezeu. Nu știm atâta lucru că viața o dă Dumnezeu. Aici, în Cartea Domnului, dacă vreți, putem să mergem tot în Deuteronom, în capitolul 32. Versetul 39 spune: Să știți, dar, că eu sunt Dumnezeu.
și că nu este am Dumnezeu afară de mine. Eu dau viață și eu omor, eu rănesc și eu tămăduiesc. Și nimeni nu poate scoate pe cineva din mâna mea. Repet încă o dată. Eu dau viață și eu omor. Eu rănesc și eu tămăduiesc. Și nimeni nu poate scoate pe cineva din mâna mea. Biblia spune despre Dumnezeu că El e dădătorul vieții. Mai este cineva care are viață. Este Domnul Iisus Hristos. În Ioan 5:26, un cuvânt din Biblie spune despre Domnul Iisus Hristos și putem să citim: căci după cum Tatăl are viața în sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viața în sine. Adică, ce înseamnă asta? Că aceste două entități din univers, Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos, ei sunt cei care pot să dea viața. În Ioan, în capitolul 1, spune Biblia, versetul 3, începând, toate lucrurile au fost făcute prin El, adică prin Domnul Hristos. Și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. În El era viața. Am vorbit odată despre caracterul lui Dumnezeu și despre atributele Lui divine. Probabil că unii își mai aduc aminte între cele 7 atribute divine sau cele 7 lămbi de foc sau 7 duhuri, am vorbit despre faptul că Dumnezeu este izvorul vieții. Despre faptul că El dă viața. Biblia spune că nu există altcineva în univers ca să fie izvorul vieții. Sigur, unii cred în știință, unii cred în legi biologice, unii cred în... Dar singurul care are nemurirea, singurul care poate să dea viața, singurul care poate să transfere viața, este Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos, care are obârșia în Dumnezeu. Și El, Dumnezeu, spune Biblia că dă viața. Putem să citim câteva versete, să înțelegem lucrul acesta. Atunci când primul om a fost creat, Biblia spune la modul foarte clar că Dumnezeu a suflat în nările Lui suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Adică omul a început să trăiască pentru că a primit de la Dumnezeu viață. Dar mergem mai departe din Biblie, citim în mai multe locuri. Toată Biblia e plină de aceste adevăruri. La un moment dat Iov, vorbind despre existența lui în lumea aceasta, el spune, în capitolul 10, cu versetul 10, nu mai mulți ca laptele, nu mai închegat ca brânza, mai îmbrăcat cu piele și carne, mai țesut cu oase și vine, mi-ai dat bunăvoința ta și viața, m-ai păstrat cu suflarea prin îngrijirile și paza ta. Biblia e cuvântul lui Dumnezeu și rostește niște adevăruri fundamentale. Viața o dă Dumnezeu și El o păstrează. Tot Iov, dacă mergem mai departe pe firul Bibliei, o să mai descoperim câteva adevăruri pe care El le rostește. Și mă gândesc că cineva, dacă este interesat, ar putea, citind în Biblie, să înțeleagă adevărul acesta și să nu-și mai pună întrebarea aceasta: cum e cu nașterile de copii? E obligatoriu sau nu e obligatoriu? Citirea versetul 15, capitolul 31.
Cel ce m-a făcut pe mine în pântecele mamei mele, nu l-a făcut și pe el? Oare nu ne-a întomnit același Dumnezeu în pântecele mamei? Dumnezeu ne-a întomnit, zice Iov. Daniel, David, iertați-mă, în Psalmul 139. Frații, citesc de la versetul 15, trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, ca și cum, mă rog, Dumnezeu ne-a văzut, dar am fost făcut de mama. Dar uitați că aici zice Biblia, începând cu versetul 13, tu mi-ai întomnit rărunchii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea mea erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai dinainte de a fi fost vreuna din ele. Sunt multe versete în Biblie care ne vorbesc despre faptul că Dumnezeu dă viață. În cartea prorocului Maleahi, dacă vreți, putem citi și de acolo un cuvânt. Cu toate că dacă am stat să citim așa de multe, ar dura foarte mult răspunsul la o întrebare. În capitolul 2, versetul 15 spune, nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflarea de viață și ne-a păstrat-o? Adică Dumnezeu ne-a dat suflarea de viață și ne-a păstrat-o, sau? Putem să citim ceva și din Faptele Apostolilor, din capitolul 17, ce am citit la începutul întâlnirii. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. Iar El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. El, care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. Și în versetul 28 spune că în El avem viața, mișcarea și ființa. După cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Suntem din neamul Lui Dumnezeu. În El avem viața, mișcarea și ființa. Acum, întrebarea este, Dumnezeu viața asta o dă în mod conștient sau o lăsat-o la latitudinea oamenilor? În cartea prorocului Ezechiel, în capitolul 18, este un cuvânt. Versetul 4, iată că toate sufletele sunt ale mele. După cum sufletul fiului este al meu, tot așa și sufletul tatălui este al meu. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Adică toate sufletele sunt în mâna lui Dumnezeu. Și citeam din Deuteronom că nimeni nu poate scoate pe cineva din mâna lui Dumnezeu. Nimeni! Sau putem citi Psalmul 90:3. Un verset. Dar citiți de la versetul 1. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost, din neam în neam, înainte ca să se fi născut munții, înainte ca să se fi făcut pământul, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Tu întorci pe oameni în țărână și zici, întoarceți-vă fii oamenilor. Sau în cartea Proverbelor, este și acolo un cuvânt, în Eclesiastru mai degrabă. Este și în Proverbe, dar citim din Eclesiastru. Din capitolul 12. Atunci când spune adus aminte făcătorul tău în zilele tinereții tale, Biblia îl numește pe Dumnezeu făcătorul tău. Și de aici, până când îți aduci aminte de făcătorul tău. Versetul 7 spune, până nu se întoarce țărâna în pământ, cum a fost, și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu, care l-a dat,
Lucrarea aceasta, viața unui om, este controlată de Dumnezeu de la început până la sfârșit. Existența noastră pe pământul acesta este sub controlul absolut al lui Dumnezeu. Noi trăim într-o lume care nu cade sub simțurile noastre, nici sub controlul nostru. Am găsit-o aici, când am venit în lumea aceasta. Și vom lăsa aici când vom pleca din ea. Nu ne-am ales părinții, nu ne-am ales frații, nu ne-am ales nația în care să ne naștem. Este lucrarea exclusivă a lui Dumnezeu. El îi înmulțește pe oameni. El dă viața și El o ia înapoi. Și vin unii și spun, nu, este o lege biologică. Și unii chiar se împotrivesc. Trecând peste multe cuvinte ale Scripturii, Domnul Hristos spune un cuvânt. Oricine mă primește, va primi un copilaș ca acesta în numele meu. Pe mine mă primește. Adică se pune pe El, Fiul lui Dumnezeu, la nivelul unui copilaș. Pentru că El, fiind dădătorul vieții, are pretenția aceasta ca toți oamenii să accepte voința Lui suverană. Sigur că unii zădărnicesc pentru ei înșiși planul lui Dumnezeu. Unii nesocotesc porunca lui Dumnezeu. Unii se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu. Și nu vor să accepte voia lui Dumnezeu. Și se fac vinovați de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Și în privința aceasta, vreau să vă spun că sunt foarte multe creștine de astăzi vinovate. Vinovate. Orice mijloc prin care cineva are îndrăzneala să controleze lucrul acesta, adică viața pe care Dumnezeu vrea să o dea în lumea aceasta, este vinovat de răzvrătire împotriva Domnului. Este vinovat de răzvrătire împotriva Domnului. Pentru că, cu toată responsabilitatea, vă spun, nu se poate, nu se poate să fie atât de neînțelept și vorbind despre un Dumnezeu așa cum Îl cunoaștem noi din Scriptură pe Dumnezeu, să îndrăznești, să te crezi mai înțelept decât El și să îți permiți să îți alegi tu viitorul în privința aceasta. Și să-ți spui, Dumnezeu nu intră în dormitorul meu. Vei plăti odată pentru faptul acesta. Pentru că Biblia spune despre El, Dumnezeu, că El nu-și dă cinstea Lui idolilor. Și nu își împarte slava cu nimeni. Și El spune că El e dădătorul vieții și El face rana, El o tămăduiește, El aduce întunericul și dă restriștea. Toate acestea le face Dumnezeu. Avem multe versete în Biblie. Recomand fraților care au așa, întrebări, să caute în Biblie, să citească în Biblie. Să citească în Biblie dacă lor aminte și să meargă pe toate trimiterile și vor descoperi că așa de bine e conturat în Biblie adevărul acesta, că viața o dă Dumnezeu și o dă Dumnezeu în mod inteligent și în mod conform cu planurile Lui. Prorocul Isaia spune în capitolul 42, versetul 5, așa vorbește Domnul Dumnezeu, care a făcut cerurile și le-a întins, în mod inteligent sau aotic. Ele sunt tot acolo unde le-a pus Dumnezeu. Pentru că le-a făcut în mod inteligent. A întins pământul și cele de pe el. Și pământul este tare și nu se clatină, pentru că Dumnezeu, prin cuvântul puterii Lui, l-a întărit să stea la locul Lui. Cu toate că oamenii se chine din răzputeri să-L distrugă. Și Biblia spune aici, mai departe, a dat suflare celor ce-L locuiesc și suflet celor ce merg pe El. Dumnezeu a dat suflare și a dat suflet celor ce locuiesc aici pe pământ.
Un cuvânt din Biblie. Sau chiar ce spune Iov. Despre faptul că Dumnezeu dă tuturor viață. În versetul 14 din 34 spune: dacă nu s-ar gândi decât la El, dacă și-ar lua înapoi Duhul și suflarea, tot ce este carne ar pieri deodată și omul s-ar întoarce în țărână. Dacă Dumnezeu s-ar gândi numai la El. Adică n-a dat viața în mod haotic, în mod impersonal. Și nimeni n-a putut să smulgă din mâna lui Dumnezeu pe cineva fără voia lui, cum spun unii. Dar astăzi există fertilizare in vitro, frate Vala. Da? Cu îngăduința lui Dumnezeu, limitat. Limitat. Și fiecare va da socoteală de ce face. Și sunt foarte multe versete, nu pot să vi le citesc pe toate acum. În Zaharia, în capitolul 12, cu 1, vă mai citesc un verset și apoi o să trag o concluzie. De ce-i păcat să te amestești tu în lucrarea aceasta? Prorocia, cuvântul Domnului despre Israel, așa vorbește Domnul, care a întins cerurile și a întemeiat pământul și a întocmit Duhul omului din el. În mai multe locuri Dumnezeu este numit Tatăl tuturor duhurilor. Dacă un om aici pe pământ, care este tată, știe bine câți copii are și că El i-a făcut, dar Tatăl tuturor duhurilor. Și bineînțeles, dacă vreți să căutați acasă, puteți să căutați foarte multe versete care dovedesc că Dumnezeu dă viață într-un mod inteligent și după hotărârea Lui și ca să se împlinească planurile Lui. Vă dau câteva exemple. La un moment dat, Rahela, mama lui Iosif, nu avea copii. Și ea i-a spus într-o zi supărată lui Iacob: dă-mi copii sau mor. Și Iacob a zis: sunt eu oare în locul lui Dumnezeu care pe tine te-a oprit să ai copii? Până la urmă Dumnezeu i-a dat copii la Rahela. Pentru că avea un plan să-i dea copii. Avea un plan și câți copii să-i dea la Rahela. Și i-a dat un copil care se numea Iosif. Și din veșnicie Dumnezeu l-a cunoscut pe acest copil, l-a făcut o săgeată ascuțită, l-a ascuns în tolba lui cu săgeți, a tras cu el până în țara Egiptului, în felul în care nimeni n-ar fi gândit că se poate întâmpla așa ceva, adică vândut de frații lui, ajuns în casa lui Putifar, ajuns în temniță, apoi ajuns mare dregător și prim-ministru, mare vizir în țara Egiptului. De ce? Spune el de ce. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă țină vie viața, vouă, fraților mei, tatălui meu și întregii noastre familii. În planul lui Dumnezeu, un copil al 11-lea era Iosif. Și Beniamin era al 12-lea, cel mai mic. Și zice că de cineva, bă, dar l-a ajuns 10. De ce o trebuie și al 11-lea? Pentru că a avut Dumnezeu un plan cu el. Și numai el, Dumnezeu, știe ce-o scris în cartea lui, după cum zice David. Tu, mamă și tată, de unde știi că al cincelea tău copil nu-i hotărât de Dumnezeu să facă o slujbă? Să zici: nu, Dumnezeu, am patru, nu mai întrebat. Și te împotrivești. Într-o zi vei plăti pentru asta. David a fost al 8-lea copil din familia lui Isai Betleemitul. Și atunci când a venit Samuel să ungă un împărat în casa lui, că îi spune Dumnezeu, pe unul din fiii lui mi l-am ales ca să fie păstorul poporului meu Israel, se duce Samuel și Isai, nici măcar nu-și cheamă pe al 8-lea fiu, cel mai mic. Ăsta-i cu oile. Îi cheamă pe cei mai mari, pe primii 7.
Și trec pe dinaintea lui Samuel, cu toate că el pusese ochii pe primul și a zis, negreșit, ăsta-i. Că era bine făcut. Și părea un om hotărât și dintr-o bucată. Și Dumnezeu îi spune, nu-i ăsta. Și până la urmă nu a fost niciunul din cei șapte. Și au trebuit să-l cheme pe David, că era ultimul. Dar dacă mama lui David ar fi zis, mi-ajung șapte. Mi-ajung șase. Istoria cunoaște câteva cazuri de oameni care s-au născut în familii numeroase, ultimii copii. Familia Wesley a avut 19 copii. N-au trăit toți, mulți au murit la diferite vârste. Dar a avut doi, al 18-lea și al 19-lea. David și John Wesley, care îs cunoscuți ca părinți fondatori ai metodismului. Pentru că Dumnezeu i-a folosit într-un mod extraordinar pentru a revigora credința creștină. Și am putea să spunem că anabaptiștii, baptiștii, creștinii după Evanghelie, pentecostalii, își au bârșia în metodism. Nu în luteranism și nici în Biserica Reformată. Există oameni care își pun nădejdea în viața aceasta și din pricina aceasta fac compromisuri grosolane cu Biblia, cu Dumnezeu. Și unul din compromisurile pe care le fac este că și-au propus și perseverează în a se feri de copii, în a sta deoparte. Și a zice, aud pe mulți zicând, fac unul sau doi și pot să le asigur un viitor, pot să mă ocup de ei, să fac o școală. Ca și cum existența lor este singura care contează aici pe pământ, să trăiască bine. Și uite că Dumnezeu, de fapt, l-a lăsat pe om în lumea aceasta ca într-o anticameră în care să-și pregătească veșnicia. Și veșnicia aceasta, ca să ajungi în ea, de partea bună, adică cu Dumnezeu, nu depărtat pentru totdeauna de la fața lui Dumnezeu, este dacă împlinești cuvântul lui Dumnezeu și dacă asculți poruncile Lui și legile Lui și dacă accepti voia Lui. Să crezi că prin hazard ție ți-au venit în familie 7 copii sau 10 copii, este o lipsă de credință, este o hulă chiar la adresa lui Dumnezeu. Este o necunoaștere a Scripturii. Doamne, binecuvintează-i pe toți frații mei și pe toate slujile mele cu înțelepciune. Copiii îi dă Dumnezeu. Nici nu v-am citit decât câteva versete. Dar vă provoc. Luați Biblia și căutați acasă. Și o să vedeți că Dumnezeu controlează până și firul de păr. Doamne, dă lumină. Amin. O întrebare la care trebuie să răspund și care mi s-a pus de mai multe ori și mai multe împrejurări este de ce Biserica Apostolică Pentecostală nu acceptă că credincioșii pot să folosească vinul sau întrebarea era despre vin, dar implicit despre oricare altă băutură amețitoare. Și ca argumente se aduce și faptul că Apostolul Pavel îi spunea la Timotei să nu mai bei numai apă, ci să iei și câte puțin vin și așa mai departe. Și că alte confesiuni creștine, frații baptiști sau creștinii după Evanghelie sau alții creștini folosesc vinul și, bineînțeles, recomandarea ei să fie folosit cu moderație. Sunt mai multe argumente în Biblie pentru care pricină nu se folosește vin de către credincioșii Bisericii Apostolice Pentecostale, niciun fel de băutură alcoolică, de fapt. Pentru că ne ghidăm după un principiu biblic. Apostolul Pavel zice, nu vă îmbătați de vin, dimpotrivă, fiți plini de Duh. Înseamnă că vinul și cu Duhul sunt în opoziție una cu cealaltă.
Lucrarea aceasta nu este numai din Noul Testament. În Vechiul Testament, unde oamenii au avut îngăduința să folosească vinul, adică mustul de struguri fermentat, transformat, nu mai era acel must care a curs original din strugure, ce a trecut prin câteva modificări. În Vechiul Testament, cu toată îngăduința aceasta, sunt situații speciale când Dumnezeu a interzis consumul de vin. De ce? Pentru că îl făcea pe acela care îl folosea incompatibil cu lucrarea lui Dumnezeu. Dacă vreți, am putea să mergem în Cartea Genesei și să-l vedem pe Noe, un om care a fost găsit neprionit între cei din vremea lui, care după potop a sădit o vie, a cules struguri, a făcut vin și bând vin a avut o atitudine nepotrivită și a provocat și pe unul dintre copiii lui la o atitudine nepotrivită. De aceea există acest principiu în Biblie. Nu vă îmbătați de vin, nu beți vin, dimpotrivă fiți plini de Duh. Dacă a fost valabil în Vechiul Așezământ, cu atât mai mult în Noul Așezământ. Haideți să vă dau câteva exemple. La un moment dat, Domnul a vorbit lui Aaron și a zis, tu și fiii tăi împreună cu tine, să nu beți vin, nici băutură amețitoare, când veți intra în cortul întâlnirii ca să nu muriți, aceasta va fi o lege veșnică printre urmașii voștri. Ca să puteți deosebi ce este sfânt, de ce nu este sfânt, ce este necurat, de ce este curat. Aaron și fiii lui erau mari preoți, care trebuiau să facă slujbă la cortul întâlnirii. Erau înaintea lui Dumnezeu într-un așezământ sfânt și cu o slujbă sfântă. Și Dumnezeu le interzice consumul de vin ca nu cumva să le fie alterată judecata și comportamentul din pricina vinului. Acele versete vă sunt bine cunoscute, cred, care le găsim în proverbe. Căci curvia, mustul și vinul iau mințile omului. Ceea ce spunea Apostolul Pavel, nu vă îmbătați de vin, dimpotrivă fiți plini de Duh, deja am spus și cred că știți. Dar spunea Apostolul Pavel, bine este să nu mănânci carne și să nu bei vin. Și cine știe să facă un bine și nu face, face un păcat. Tot în Vechiul Testament, de exemplu, este referitor la legea Nazireatului. Niște indicații. Spune cuvântul Domnului, când un bărbat sau o femeie se va despărți de ceilalți făcând o juruință de Nazireat, ca să se închine Domnului, să se ferească de vin și de băutură îmbătătoare, să nu bea nici oțet făcut din vin, nici oțet făcut din vreo băutură îmbătătoare, să nu bea nici o băutură stoarsă din struguri și să nu mănânce struguri proaspeți nici uscați. În tot timpul nazireatului lui să nu mănânce nimic care vine din viță, de la sânguri până la pierița strugurelui. În tot timpul nazireatului briciul să nu treacă pe capul lui până la împlinirea zilelor pentru care s-a închinat Domnului. Va fi sfânt! Remarcați? Un om închinat Domnului printr-o juruință de nazireat pentru că este sfânt, el nu avea voie să atingă de vin și nici de o altă băutură amețitoare. Ce suntem noi creștini? O împărăție împărătească, un neam sfânt și preoți pentru Dumnezeu și pentru Domnul Iisus Hristos. Noi avem voie să bem vin. Putem să mergem mai departe în Cartea Judecătorilor la un moment dat. Domnul se prezintă și spun Domnul, pentru că Îngerul Domnului de aici, cred că a fost Domnul Iisus Hristos, într-una din teofaniile, aparițiile sale aici pe pământ, și Îngerul Domnului se prezintă la nevasta lui Manoah și îi spune un mesaj.
Iată că tu ești iarbă și n-ai copii, dar vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Acum ea vine seama să nu bei nici vin, nici băutură tare, să nu mănânci nimic necurat, căci vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Briciul nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui și el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. Hotărăște Dumnezeu ca prin această femeie, care o vreme a fost iarbă, să aducă în Israel un izbăvitor. Și îi spune acestei femei, acest copil va fi închinat Domnului din pântecele Maicii lui. Tu să nu bei vin. Când se arată a doua oară, la dorința lui Manoah, Îngerul Domnului a răspuns lui Manoah, femeia, să se ferească de tot ce i-am spus. Să nu guste niciun rod din viță, să nu bea nici vin, nici băutură tare și să nu mănânce nimic necurat. Să păzească tot ce i-am poruncit. De ce? Pentru că atunci când se implică Duhul lui Dumnezeu într-o lucrare, el nu este compatibil cu băuturile amețitoare. Atunci când s-a născut Samson și a crescut, Biblia ne spune în capitolul 13 din Judecători, versetul 25, și Duhul Domnului a început să-l miște între Țoria și Eștaol, ca să poată veni Duhul Domnului peste copilul acesta. El a trebuit să fie închinat Domnului din pântecele Maicii lui și a trebuit să nu folosească vin. Și bineînțeles că mai erau și alte condiții acolo. În Noul Testament avem mai multe referiri la faptul acesta că vinul este în opoziție cu orice lucrare bună. De exemplu, atunci când e vorba să fie aleși slujitorii. Mențiunea. Să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mărșav. Să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani. Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cinstiți, nu cu două fețe, nu băutori de mult vin, scrie aici. Ca și cum cât de puțin ar fi putut să bea cineva. Ceea ce eu cred că nu asta era intenția apostolului Pavel. Pentru că era o practică. Ei nu mai foloseau vin. Și atunci când Timotei trece prin niște stări speciale de sănătate, să zic așa, adică se îmbolnăvea des, din ce pricină nu știm, dar apostolul Pavel îi spune să nu mai bei numai apă. Era o practică curentă. De vreme ce apostolul Pavel spune că bine este să nu mănânci carne și să nu bei vin, foarte mulți creștini dintre evrei, chiar dacă ei evrei nu mâncau orice fel de carne, dar aveau dreptul să mănânce și vită, și oaie, și capră, și păsări, și pește. Dar foarte mulți, după spusele apostolului Pavel, nu mai foloseau carne deloc și nu beau vin. Și apostolul Pavel îi spune la Timotei, tu din pricina deselor tale îmbolnăviri, ia și câte puțin vin, îi dă o dezlegare. Acum, dacă vrea cineva să aibă boala lui Timotei, poate că se va găsi un slujitor să-i dea dezlegarea, să ie și câte puțin vin. Dar vinul, cum am spus, este în opoziție cu Domnul, cu Duhul Domnului. Și noi trebuie să fim plini de Duh. Noi care suntem o preoție sfântă, noi care suntem o împărăție cerească, noi care suntem preoți al lui Dumnezeu, noi trebuie să ne ferim de vin și de orice băutură amețitoare. De asemenea, la Tit, atunci când vorbește despre slujitori, căci episcopul ca econom al lui Dumnezeu trebuie să fie fără prihană, nu încăpățânat, nici mânios, nici de dat la vin, nici bătăuș, nici lacom de câștig mărșav. Peste tot, vinul este considerat o problemă care ar putea să o aibă cineva care îl folosește. Ideea că dacă e câte puțin s-ar putea să
fie ok este falsă, pentru că oamenii niciodată nu se opresc la puțin și mai ales având acest principiu în minte că este în opoziție cu Duhul, cu lucrarea Domnului, cu Duhul lui Dumnezeu, Biserica a considerat că este potrivit să nu se folosească absolut deloc vin și subscriu la aceasta. Foarte interesant că Dumnezeu laudă niște oameni de care găsim scris în cartea prorocului Ieremia și Dumnezeu îi laudă pentru faptul că au ascultat de glasul tatălui lor, de porunca tatălui lor. Și aceștia sunt recabiții. La un moment dat, prorocul Ieremia este îndemnat să-i aducă în casa lui Dumnezeu. Și acolo se redeie să bea vin. Și oamenii aceștia n-au vrut să bea vin. Și de ce n-au vrut să bea vin? Pentru că Dumnezeu, pentru că tatăl lor, Recab, le-a interzis cu desăvârșire lucrul acesta. Și faptul acesta a fost considerat de Dumnezeu un lucru demn de toată lauda. Și le spune evreilor, poporul evreu, cum se face că fiul lui Ionadab ascultă de porunca tatălui lor și până în ziua de azi nu beau vin. Versetul 14 din versetul din capitolul 35 Ieremia spune: cuvintele lui Ionadab, fiul lui Recab, care a poruncit fiilor săi să nu bea vin, sunt păzite. Căci ei nu beau vin până în ziua de azi. Și ascultă astfel de porunca tatălui lor. Iar eu v-am vorbit și de vreme și târziu și nu m-ați ascultat. Și sunt multe locuri în Biblie unde este condamnat consumul de vin. Dar Dumnezeu pentru copiii aceștia lui Recab, pentru cuvintele, pentru copiii lui Ionadab, pentru urmașii lui, le face o promisiune și zice Biblia așa. Și Ieremia a zis casei recabiților, așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, pentru că ați ascultat de poruncile tatălui vostru Ionadab, pentru că ați păzit toate orânduirile lui și ați făcut tot ce v-a poruncit El. Pentru aceasta așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, Ionadab, fiul lui Recab, nu va fi lipsit niciodată de urmași care să stea înaintea mea. De ce? Că le-a dat Ionadab o poruncă corectă. A știut ce înseamnă vinul pentru cineva. Ce dezastru poate provoca alcoolul. Și oamenii aceștia au ascultat. În poporul evreu sunt multe prorocii în prorocii Vechiului Testament care vorbesc despre obiceiul pe care îl aveau izraeliții de a se înfierbânta de vin, de a întârzia la vin, de a face o spețe. Este un cuvânt în cartea prorocului Amos. Îl citesc și acesta și apoi mă apropii de încheiere, unde spune în capitolul 6 cu versetul 3 ne sună și la mulți dintre noi versetul acesta, cuvintele acestea, versetele acestea. Credeți că ziua nenorocirii este departe și face să se apropie domnia sălăciei. Ei se culcă pe paturi de fildeș și stau întinși alene pe așternuturile lor. Mănâncă miei din turmă și viței puși la îngrășat. Aiurează în sunetul alăutei. Se cred iscusiți ca David în instrumente de muzică. Beau vin cu pahare largi, se ung cu cel mai bun unde lemn și nu se întristează de prăpădul lui Iosif. Practica de a bea vin, chiar dacă cânți și te crezi iscusit ca David în instrumente de muzică, este împotriva lui Dumnezeu. De aceea nu bezi vin, nici o altă băutură amețitoare. Că a lăsat Dumnezeu izvoare de ape curate care pot să astâmpere setea oricărui om. Amin. Binecuvântat să fie Domnul.
Este sâmbătă seara, așa cum ne-am obișnuit, pentru că întotdeauna suntem foarte puțini aici la adunare. Vrem să mai răspundem la întrebări și revine în actualitate lucruri privitoare la cina Domnului. Citesc încă un verset pe lângă cele care deja s-au citit din Evanghelia după Ioan, în capitolul 6, în 1 Corinteni, în capitolul 5, versetul 7, spune Apostolul Pavel: măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți fără aluat, căci Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Să prăznuim, dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și vicrenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Data trecută, la predica aceea, paharul sau păhărelele individuale, au fost comentarii, au fost și telefoane și am fost solicitat să fac câteva precizări. Ca și cum nu s-a înțeles foarte bine sau n-am spus lucrurile foarte tranșant. Vreau să vă spun că din punctul meu de vedere, așa cum înțeleg o Cartea Sfântă, cina Domnului este singura sărbătoare care a fost poruncită de Domnul Iisus Hristos cu subiect și predicat și care avem datoria de a o prăznui. În textul acesta ultim pe care l-am citit, Apostolul Pavel spune să prăznuim dar praznicul, să sărbătorim dar sărbătoarea. Și Biblia spune aici, nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și vicrănie, ci cu azimile curăției și ale adevărului. Și este o mențiune în versetul 7, căci Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Atunci când poporul evreu a ieșit din Egipt, ei au prăznuit sărbătoarea Paștelor în cinstea eliberărilor din robie. Domnul Iisus Hristos, prin jertfa Lui, ne-a eliberat pe noi din robia păcatului și din acest motiv și noi prăznuim oarecum tot o eliberare din robie. Ioan Botezătorul îl vede pe Domnul Hristos la Iordan și zice: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Cum? În același fel în care mielul din Gosen a izbăvit pe întâi născuți ai copiilor lui Israel ca să nu guste și ei din fructul amar al morții. Cina Domnului, sărbătoarea poruncită de Domnul Iisus Hristos, de-a lungul vremii a cunoscut diverse modificări. Ea se prăznuiește de către toate cultele zise creștine, dar foarte diferite de la un cult la altul. Spuneam data trecută, este important să rămânem la ceea ce Domnul Hristos a vorbit și a spus. Ca să nu existe niciun dubiu, de la bun început vreau să vă spun că cred și consider că împărtășirea se face cu un pahar din care beau mai mulți și cu azimă. În pahar trebuie să fie rodul viței, adică must și nici de cum vin, și azima trebuie să fie acea pâine fără aluat. Și acum să dăm câteva explicații. Pentru că există întrebări și am văzut că este preocupare, totuși, pentru a ști. Este bine, cred, atunci când oamenii își doresc să cunoască adevărul, Dumnezeu este gata să se lase descoperit. Apostolul Petru face o afirmație atunci când merge în casa lui Corneliu. El spune, și putem să citim acel verset: văd în adevăr că Dumnezeu nu este părtinitor,
De ce spune aceste vorbe? Pentru că el credea că neamurile n-au nici sort, nici parte în lucrarea lui Dumnezeu de mântuire și numai evrei au parte de acest nou legământ prin jertfa Domnului Hristos și de mântuirea care se poate obține prin această jertfă. Și în versetul 34 el spune aceste cuvinte. Atunci Petru a început să vorbească și a zis: în adevăr văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de El și lucrează neprihănire, este primit de El. Faptul că se dorește așa de mult să se cunoască bine, în ce fel te poți apropia de Dumnezeu? Și cred că mai mare apropiere a noastră de Dumnezeu decât la cina Domnului, nu există nicio altă împrejurare. Pentru că ni se spune explicit în cartea aceasta sfântă că la cina Domnului noi ne apropiem de trupul Domnului, de sângele Domnului. Dacă cineva are o îndoială în privința aceasta, pot să citesc din Evrei. Din capitolul 12. Spune apostolul Pavel: și voi v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul Ceresc, de zecile de mii de adunare în sărbătoarea Îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duurile celor neprihăniți, făcuți de săvârșiți. Versetul 24. De Iisus, mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Când ne apropiem de sângele stropirii? Când Domnul Hristos a dat paharul ucenicilor săi, le-a spus: luați acest pahar, beți toți din el. El este sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți. Sângele stropirii a fost atunci când Domnul Hristos a plătit cu sânge, cu viața, cu trupul lui sfărâmat pe cruce, zdrobit pe cruce, pentru păcatele întregii lumi. Atunci ne apropiem de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel, când stăm la acest praznic și prăznuim cina Domnului. Am spus, cred că trebuie folosit un pahar și trebuie folosit azim. Bineînțeles că sunt tot felul de obiecții care se ridică. Una dintre ele este următoare. De ce neapărat un pahar? Pentru că condițiile cele de acum nu sunt cele care erau de pe vremea Domnului Iisus Hristos. Când El a prăznuit sărbătoarea aceasta, ca să o numim așa, cu 12 ucenici. Am spus data trecută, cred că au fost mai mulți. Dar, indiferent câți au fost, vă vin cu două argumente în ceea ce privește modul de a organiza, de exemplu, cina Domnului, ca să nu mai existe această întâmpinare pe care o fac unii slujitori spunând: da, la tine, la Gatineau, cu 10 oameni, cu 15 oameni, cu 24 de oameni, poți să dai cina cu un par, da, unde sunt 300 sau 500 sau 1000. În Evanghelia după Luca, în capitolul 9, ni se spune că Domnul Hristos, la un moment dat, a procedat la înmulțirea hranei, a pâinilor, când avea înaintea lui o mulțime mare care nu aveau ce să mănânce. Și Biblia spune aici
că erau aproape 5.000 de bărbați, să împarți câteva pâini, câțiva pești la 5.000 de bărbați, se părea că ar fi un haos acolo, că va dura zile, luni, săptămâni, ca să-i poți mulțumi pe toți. Dar uitați că Domnul Hristos dă o indicație ucenicilor. Puneți-i să stea jos în cete de câte 50. Pun o întrebare fraților slujitori care se potignesc în număr și spun că această măsură s-a luat cumva cu mulți ani în urmă din cauza numărului. Cu un pahar se pot împărtăși într-un timp rezonabil 50 de persoane? Cunosc biserici unde există atâtea pahare cât slujitori sunt și sunt atâția slujitori ca să poată să nu depășească această cifră de 50 de persoane pe un slujitor. Și se respectă principiul să bei mai mulți dintr-un pahar. Că o să explic ce înseamnă să bei mai mulți dintr-un pahar. Bineînțeles că mai este o mențiune tot în cartea aceasta sfântă. La un moment dat, Domnul Hristos dă o pildă care se numește pilda cu oaia rătăcită. El în pilda lui spune, ce credeți dacă un om are 100 de oi? Adică un om care are 100 de oi, un păstor care are 100 de oi, un cioban cu 100 de oi, e ceva rezonabil, poate să îngrijească de ele, poate să caute și una pierdută. Dar când are un păstor 1.000 de oi sau 4.000 de oi, cred că nici nu le cunoaște numele bine la toți, dar aminte problemele cu care se confruntă. Dar astea sunt probleme organizatorice. Și cred că se poate trece peste ele. Și se poate ajunge la adevăratul înțeles de ce trebuie la cina Domnului să luăm cina cu azimă și cu un pahar. Pentru că acestea au și ele niște simboluri. În primul rând, hai să vedem cine suntem astăzi. Vorbim de casa lui Dumnezeu, de biserică, de adunarea credincioșilor. Este această biserică de astăzi cea care a fost în vremea Domnului Iisus Hristos? Sau, mai bine zis, în vremea imediată după plecarea Domnului Iisus la cer, cea care a fost născută la pogorârea Duhului Sfânt și care a fost fondată pe învățătura apostolilor și a prorocilor. Mai vorbim despre aceeași structură? Apostolul Pavel vorbește despre biserică în două feluri. Ca de o construcție duhovnicească formată din pietre spirituale, pietre vii, care împreună formează un templu sfânt în Domnul. Sau ca de un trup format din mădulare, care toate aceste mădulare împreună formează Biserica Domnului Iisus Hristos. Putem să citim câteva versete. De exemplu, în Romani, în capitolul 12, versetul 4 spune, căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare, și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Același cuvânt îl găsim și în epistola pe care Apostolul Pavel o scrie Corintenilor. Și putem să citim și în privința aceasta. În capitolul 12 din 1 Corinteni, la fel spune că și după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos.
Noi, ca și persoane fizice care trăim în lumea aceasta, avem fiecare un trup individual și trupul nostru are multe mădulare. Apostolul Pavel compară biserica cu un trup, având în vedere, cum spune el, că noi toți am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Adică ne-a hrănit același Duh. Ne-a botezat același Duh. Suntem mântuiți prin același sânge, prin aceeași jertfă divină. Avem același cap. Unul singur este capul. Domnul Hristos. Și Biblia zice despre trupul acesta, și vreau să mai citesc ceva, în Efeseni, de exemplu. Spuneam că biserica este o casă duhovnicească zidită din pietre vii, pe temelia apostolilor și prorocilor, spune în Efeseni capitolul 2, piatra din capul unghiului fiind Domnul Iisus Hristos, sau capul trupului, El Mântuitorul Bisericii, și zice versetul 21, în El toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Clădirea bine închegată. Mai citim din, tot din Efeseni, în capitolul 5. Dar tot, mai întâi din capitolul 4. După ce vorbește aici apostolul Pavel, el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea Sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, care e format din mădulare. Versetul 16, unde am vrut să ajung, spune: din el tot trupul bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Adică trupul acesta format din mădulare, mădularele sunt în așa fel legate, ca și într-un trup obișnuit ca al nostru, încât toate mădularele au parte de creștere, de hrană. Trupul meu este alimentat în toate celulele lui de bază, cu oxigen, de sângele care transportă oxigenul acesta în tot trupul. Și câteodată, mai ales acum cu COVID-ul, când se pare că una din probleme este că nu este suficient oxigen pentru unii oameni atinși de maladia aceasta, e obligatoriu să-i conecteze la aparate ca să le suplimenteze oxigenul. Este același lucru din punct de vedere spiritual. Un organism, un trup, ca să rămână în picioare și să funcționeze și să nu moară, are nevoie de oxigen, are nevoie de hrană. Capul este Domnul Hristos și de la cap, prin toate mădularele care sunt legate între ele, vine această sevă care ajută la creștere. Putem să citim și din Filipeni un cuvânt. Din Coloseni. În capitolul 2 din Coloseni, versetul 19, se vorbește despre unii care nu se ține strâns de capul din care tot trupul, hrănit și bine închegat cu ajutorul încheieturilor și legăturilor, își primește creșterea pe care i-o dă Dumnezeu. Deci, pe scurt, apostolul Pavel compară biserica cu un trup. Într-un trup toate mădularele sunt legate între ele și sunt bine închegate. Și atunci când suferă un mădular, spune Biblia, tot trupul suferă. Când se bucură un mădular, tot trupul se bucură. Asta a fost situația bisericii din vremea apostolului Pavel.
sau din vremea apostolului Petru la început. Pot să vă dau câteva exemple din Biblie. Într-un cuvânt, frații erau o inimă, un cuget, un gând. Împreună, în același loc, aveau toate de obște. Și dacă căutați în cartea Faptele Apostolilor, la începutul cărții Faptelor Apostolilor, găsiți în câteva versete expresia aceasta. Toți împreună erau nelipsiți de la templu, de exemplu. Mulțimea celor ce crezuseră erau o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Toți stăteau împreună în privdorul lui Solomon și niciunul din ceilalți nu se lipea de ei. Și mai sunt câteva mențiuni de acest fel. Le puteți căuta singuri. Atunci când Petru, un mădular, a ajuns în temniță, spune Biblia că biserica nu înceta să strige către Dumnezeu zi și noapte. Când era o foamete, frații, din sărăcia lor, zice că macedonienii din sărăcia lor, Lucii, au dat un belșug de ajutor, care nu se poate explica cum și de ce. Numai faptul că erau toate aceste mădulare, un singur trup, erau legate între ele și primeau creșterea de la cap, de la Domnul Hristos, simțeau unele cu altele. Vreau să vă spun că cred că astăzi trăim o metamorfoză a bisericii. Biserica nu mai este cea care a fost. Și nu mai este de mult. Adică noțiunea aceasta de un trup spiritual, un trup duhovnicesc a dispărut. A fost o instituție care și-a arogat acest titlu de biserică universală. Catolică, mondială. Dar care era în stare pe unele din mădulare să le extermine. Eu mi-aduc aminte că eram copil și mergeam de multe ori de sculț către râulețul care trecea prin fundul grădinii noastre, o grădină lungă de 300 de metri, și aveam o zonă unde aveam marcați. Se mai rupea câte o crenguță. Mai cădeau jos prin iarbă și aveau spini. Și mergând așa cu nebăgarea de seamă, călcai într-un spine de ala. Chiar dacă numai degetul mic era înțepat de un spine, imediat te puneai jos pe cărare și încercai să-ți scoți spinele. Oricât ar fi de neînsemnat un mădular a unui trup, în momentul când se întâmplă ceva cu acel mădular neînsemnat, imediat tot trupul intră în alertă. Și asta a fost biserica, la început. Dar apoi biserica a devenit ce a devenit. Unele apostate, care nu mai au nicio legătură cu Dumnezeu. Și dovada este și aceasta că nu le mai pasă de mădulare. Pentru că nu mai sunt un trup, ci sunt o instituție care, eventual, este împărțită pe trei categorii. Stăpâni și supuși. Clerici și enoriași. Sau oameni care prestează diverse servicii și contribuabili. Oameni care fac un serviciu, țin conștiința unui om amorțită pe toată viața, că la sfârșit au ei grijă, dacă și-au plătit dările la timp, să-l strămute acolo pe pășunile alea verzi. Vreau să vă spun cu toată responsabilitatea. Putem vorbi de împărtășirea cu trupul și cu sângele Domnului în lumina cuvintelor pe care le-a spus Domnul Hristos și Apostolul Pavel și putem înțelege sensul acestei lucrări spirituale dacă vorbim de un trup. Dacă vorbim de o instituție. Dacă vorbim de o organizație omenească. Acolo merge cu hărele.
Acolo vorbim de indivizi individuali care stau la distanță unii de ceilalți. Acolo vorbim de oameni care, de exemplu, nici vorbă să fie toți prezenți în același loc, într-o seară de slujbă la adunare. Mai degrabă își fac programe pe acasă. Sau găsesc tot felul de scuze să nu vină la adunare. Cred din toată inima că singura scuză ca să nu particip la o întâlnire a fraților cu care mărturisești că ești un singur trup în Domnul Hristos este atunci când ești așa de bolnav că nu te poți deplasa. Sau ai poate un servici, sau ești într-o călătorie, sau ai fost obligat să te deplasezi, să pleci undeva. Și în cazul ăsta, nu poți să fii fizic prezent într-un loc cu ceilalți, în eclesia, chemat afară. Dar cum zicea Apostolul Pavel, poți să fii prezent cu Duhul. Biserica de astăzi îi spun încă biserică. Biserica apostolică pentecostală, ea nu a ajuns așa de departe pe drumul acesta al coborârii standardelor lui Dumnezeu, cum au ajuns alte confesiuni care se numesc și ele creștine. N-a ajuns așa de departe. Dar deja se vede și în adunările noastre și trebuie să o recunoaștem. Mădulare care sunt date la o parte. Pentru că ne-am organizat și ne-am structurat pe schema unei întreprinderi, ca să zic așa. Un șef, păstorul principal, consiliul de administrație, acolo de desubt, comitetul, cum îi se spune, și apoi marea mulțime a enoriașilor, care n-au prea multe rol în adunare decât dacă au vreo cântare, vreo poezie, o rugăciune din când în când, alte rugăciunile în comun și cotizațiile și odată pe lună cina Domnului. Și altceva? Nu iau hotărâri? Nu sunt întrebați dacă comunitatea e de acord? Cum e cazul ăsta cu paharul sau cu părerele? Foarte mulți frați și mai ales frați mai în vârstă, cu lacrimi, au spus acest lucru, nu m-a întrebat nimeni dacă sunt de acord sau nu. A dispărut noțiunea de trup în care toate mădularele sunt egale între ele ca și importanță, chiar dacă au slujbe diferite, sau acea clădire duhovnicească încât contează inclusiv cea mai mică piatră pusă acolo în zid. Acum ajungem și noi la ceea ce am condamnat cândva la alții. Clerici și laici. V-am dat de multe ori exemplul acesta atunci când Apostolul Petru s-a dus în casa lui Corneliu. Biblia spune că a luat cu el niște frați din Iope. Și acolo în casa lui Corneliu, după ce Corneliu și cei din jurul lui, familia lui, prietenii lui, ascultând cuvântul lui Dumnezeu, au fost umpluți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Petru spune aceste cuvinte, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și spune Biblia că a poruncit ca să fie botezați chiar în ceasul acela. Întrebarea este, la cine a poruncit Petru ca să-i boteze pe Corneliu și pe cei din casa lui? Păi, deducția e simplă, pe frații care au venit cu el din Iope. Dar ce calitate aveau frații ăștia? Erau apostoli? Nici de cum. Erau prezbiteri, Biblia nu scrie. Dar erau credincioși, mădulare în același trup din care făcea parte și Petru și aveau calitatea aceasta să poată să meargă și ei să propovăduiască Evanghelia și dacă cineva solicita un botez, să îl administreze. Că nu era nici de cum în vremea aceea posibilitatea să le spui fraților, o să fiu în botez la Ierusalim peste vreo 3 luni. Mergând prin provincia Iudeia. Și atunci nu mă puteți boteza. Cei care îl vesteau pe Hristos
Era o seminție, un neam ales, o împărăție sfântă și preoți pentru Dumnezeu și pentru Domnul Hristos. Exact cum spune cartea. Frații spun, da, frate Balai a fost la început, dar apoi a fost nevoie de organizare, pentru că au venit tot felul de lupi răpitori, într-adevăr. Dar au fost de la început. Apostolul Pavel spune, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulți. Dar să revenim la situația noastră de astăzi. Biserica începe să-și piardă din atributele de trup spiritual și devine tot mai mult o instituție. Și am întâlnit frați pe care nu i-a întrebat nimeni în biserici mari, de ani de zile, ce se întâmplă cu ei, ce fac. Dacă o stat tăcut în banca lui, dacă o plecat când s-o gătat slujba și nu o stat pe la ușă și prin curți, dacă nu o tras un păstor de mânecă, dacă nu o făcut boacă în adunare, nimeni nu l-a întrebat de sănătate. Bine că e acolo membru în registrul bisericii și că dă bani. De ce este foarte important ca biserica să acționeze ca un trup? Pentru că mădularele îngrijesc unele de altele într-un mod natural, neforțat. Atunci când intri în cabina de duș să te speli, mâna ta stângă sau mâna dreaptă, nu fac un caz că trebuie să spere și picioarele, și capul, și ochii, și urechile, și părul. Și se apleacă și... Atunci când te duci pe un drum și picioarele poartă tot trupul, ele nu fac caz că poartă și pântecul care poate e prea mare. Ca la mine. De ce? Pentru că mădularele în mod natural, spontan, fără un efort extraordinar din partea lor, care se li se pare greu, îngrijesc unele de altele. Și asta e biserica Domnului Iisus Hristos. E, într-o astfel de structură, împărtășirea are un rol extraordinar de important. Adică împărtășirea dintr-un pahar. Un singur trup, un singur pahar. Spune Apostolul Pavel, paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm parte din nou din aceeași pâine. Din nou cuvântul acesta, trup. Noi care suntem mulți, pentru că luăm parte din aceeași pâine, pentru că bem din același pahar, suntem un trup. Și spune Biblia că paharul acesta binecuvântat pe care îl binecuvântăm este împărtășirea cu sângele lui Hristos. Spuneam despre trup, a cărui cap este Domnul Hristos. Și citam din Coloseni. Ce face acest cap? Din care tot trupul, din capul acesta, hrănit și bine închegat, cu ajutorul încheieturilor și legăturilor, își primește creșterea pe care o dă Dumnezeu. Degeaba mănânc eu cu gura mea ceva dacă mădularele mele îs dispersate. Și aș încerca să le hrănesc pe fiecare separat. Cu un păhărel. S-ar putea? Trebuie să fie ceva unitar, ceva comun. Pavel folosește cuvântul acesta. Împărtășirea. Paharul azima este împărtășirea. Dar ce este împărtășirea? Ce este împărtășirea? În dicționarul explicativ al limbii române, dar și într-un dex teologic, am găsit câteva
cuvinte despre ce ar putea să însemne acest cuvânt. De exemplu, a accepta punctul de vedere a cuiva, a fi de acord cu cineva. Sau, a împărți cu cineva ceva, a avea parte de același lucru ca și altcineva. A te face părtaș la ceva, a lua parte la ceva, a primi din acel ceva, a te înfrupta din acel ceva. Și ideea aceasta să te împărtășești din ceva, un grup mai mare, nu era singulară la poporul evreu. Apostolul Pavel spune lucrul acesta în același text care l-am citit din 1 Corinteni, în capitolul 10. Uitați-vă la Israelul după trup, cei ce mănâncă jertfele, nu sunt ei în împărtășire cu altarul? Poporul evreu avea și ei parte de o împărtășire. Ei se împărtășeau cu altarul. Dar nu erau mai importante jertfele. Că de fapt asta mâncau. Da, mâncau jertfele. Dar jertfele erau așezate pe un altar, care jertfii erau sfințite de altar. Și uitați să citim un cuvânt care îl spune Domnul Hristos la un moment dat, în Evanghelia după Matei. Are o problemă Domnul Hristos cu fariseii, cu cărturarii. Pentru că ei încurcau lucrurile cum se încurcă și astăzi lucrurile între păhărele și pahar, între azimă și pâine, între credința, între mântuirea prin credință și fapte, sau mântuirea numai prin jertfă și noi nu trebuie să mai facem nimic. Evreii spuneau că dacă jură cineva pe templu, nu-i nimic. Dar dacă jură pe aurul cu care era polei templu, atunci ai ceva, jurământul trăținut. Și Domnul Hristos le spune, nebun și orbi, cine-i mai mare? Pentru cărturari și pentru farisei, aurul era mai mare, că avea valoare. Se putea vinde, era valută forte. Dar Domnul Hristos zice, templu sfințește aurul. Clădirea aia care e sfântă e templu, nu aurul. Și aurul e sfințit de clădire, de casă. Versetul 18 spune, dacă jură cineva pe altar, nu este nimic. Dar dacă jură pe darul de pe altar, este legat de jurământul lui. Și iar spune Domnul Hristos, nebun și orbi, care este mai mare, darul sau altarul care sfințește darul? Altarul acela de care evreii erau legați, erau în împărtășire cu el, pentru că el le sfințea jertfele, ca apoi să le poată mânca. Sau să le poată închina lui Dumnezeu. Sau să le poată aduce ca ardere de tot. Altarul sfințea jertfa și ei erau în împărtășire cu altarul. Prin jertfele care erau puse pe altar. În același fel, noi suntem în împărtășire unii cu alții prin paharul pe care îl binecuvântăm și din care bem toți. Dar suntem în împărtășire și cu Domnul Hristos, că acel pahar înseamnă sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți. Pentru că Domnul Hristos era un trup, era o entitate singulară care s-a coborât din cer ca să dea lumii viață. Așa cum spune aici, a te împărtăși înseamnă a accepta punctul de vedere a cuiva, a fi de acord. În momentul când te împărtășești dintr-un pahar, mărturisești că ești de acord cu ce a spus Domnul Hristos. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 6, ceea ce am citit, am început. Că cine mănâncă trupul lui și bea sângele lui, are viață în el însuși și el, Domnul Hristos, îl va învia în ziua de apoi. Ești de acord cu ce a spus el. Unii n-au fost de acord. Unii l-au părăsit. Pentru cuvintele acestea, zice, cum poate omul ăsta să ne dea să mâncăm trupul lui? Și Domnul Hristos trebuie să să-i lămurească și să le spună.
Iisus, care știa în sine că ucenicii săi cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis: vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de potignire? Dar dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-se unde era mai înainte? Duhul este acela care dă viață. Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Ce vrea să spună Domnul Hristos aici? Ce vrea să spună când zice: dar dacă ați vedea pe Fiul omului unde era mai înainte? Unde era Domnul Hristos mai înainte? Era la Dumnezeu. Așa spune Evanghelistul Ioan în primul capitol. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Domnul Hristos, Logosul lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu s-a întrupat. Dar a rămas și un cuvânt rostit. Și la cuvântul acesta a apărut uscatul din ape. La cuvântul acesta s-a aprins focul termonuclear în soare. La cuvântul acesta se mișcă toate stelele pe orbită. La cuvântul acesta a ieșit Lazar afară din mormânt, că el era viața. La cuvântul acesta a curs apă din stâncă, s-a despicat Marea Roșie. Și Domnul Hristos spune aici: dacă ați vedea pe Fiul omului unde era mai înainte, nu carnea și sângele, ci cuvintele pe care vi le-am spus, ele sunt viață. A te împărtăși înseamnă a accepta punctul de vedere a Domnului Hristos. El a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Luați paharul acesta și beți toți din el. Paharul era și el un simbol. Simbolul trupului său din care a curs sânge. Simbolul trupului său care era Logos întrupat. A fi de acord cu el înseamnă să nu treci peste ce-i scris. Biserica Catolică, care și astăzi se crede principalul curent al creștinismului, a avut îndrăzneala să ucidă milioane de oameni în numele Sfintei Cruci, zic ei, pe care o proclamă ca un simbol creștin, ceea ce nu e adevărat. A avut îndrăzneala să ducă acolo, în Palestina, să ucide evrei și musulmani, numai pentru faptul că nu s-au creștinat repede și la cerere. Măcar că Domnul Hristos a spus: bagă sabia în teacă, cine scoate sabia de sabie va pieri. A avut îndrăzneala să-și proclame pe acel din frunte că este lopțitorul Domnului Hristos. Erezie, blasfemie. Neadevăr. Domnul Hristos nu are lopțitor pe pământ. Domnul Hristos are pe pământ o mireasă. Sau o împărăție sfântă. Sau preoți pentru el. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un gând, era un trup, un trup spiritual. Și Domnul Hristos are pe pământ un trup duhovnicesc. Și trupul acesta duhovnicesc e hrănit de el. Și hrana aceasta e și la cina Domnului. Paștele care a fost jertfit, mielul nostru de Paște, îi Domnul Hristos. Îl mâncăm pe El într-un mod spiritual, ca El să trăiască noi. Când am transformat cina într-un ritual, când am redus-o la o comemorare, cum spun unii, noi comemorăm doar. Este un act de aducere aminte. Dar Apostolul Pavel le spune explicit ce l-a primit de la Domnul, cine a învățat, că paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm este împărtășirea cu sângele lui Hristos. Împărtășirea. Acel sânge care ne-a iertat păcatele și care ne dă viață.
A te împărtăși înseamnă de a fi una, de a curge și prin venele tale același, prin mâna stângă ca și prin mâna dreaptă, prin toate mădularele. Aceeași sevă. Am ajuns să cunoaștem multe lucruri, teoretic vorbind. Acum știm despre virus, acum știm despre bacterii, acum știm despre tot felul de alte lucruri și ni se pare că pe vremea aceea oamenii erau mai înapoiați și din cauza asta au acceptat situația de a proceda la lucruri neigienice și necorecte din punct de vedere sanitar. Să crezi despre Domnul Hristos că n-a știut nimic despre bacteriile și despre virusii pe care El le-a creat și care în bună parte sunt necesari existenței vieții aici pe pământ. În Domnul Hristos să se ascunze toate comorile științei și ale înțelepciunii. Să crezi despre Domnul Hristos că n-a lăsat lămurit mai explicit cum se face lucrarea asta este fals. În Biblie zice să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Și cum să-l facem? Cum? Am făcut eu, zice el. Vorbind, de exemplu, despre spălarea picioarelor. Apostolul Pavel zice, am primit de la Domnul ce m-a învățat și anume. Că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine, apoi a luat un pahar. A zis, bezi toți din el. Și e așa de greu de priceput. Că n-a vorbit de păhărele. Sunt popoare care sunt recunoscute pe plan mondial ca unele dintre cele mai vechi civilizații ale lumii. Și care practică și ei împărtășirea. Bineînțeles, nu cu trupul Domnului Hristos, ci cu zeități păgâne, cu demoni. De exemplu, indienii fac pelerinaje lungi și istovitoare ca să ajungă la fluviu Gange și să bea apă de acolo, din fluviu acela. Apă murdară, apă, cum spun unii, în care pot să fie orice și n-au nicio problemă, cu toate că au și ei ceva habar despre medicină. India este o putere nucleară astăzi. Este o putere, o forță politică din cauza numărului mare de oameni care, din cauza populației imense pe care o are. Este și o forță economică, unde mulți puterea crește și din punct de vedere economic. Lansează și ea sateliți pe orbita terestră și oameni din toate clasele, oameni mari, oameni avuți, se duc la Gange, la fluviul ăla și beau apă de acolo și spun că se împărtășesc cu zeii lor. Au multe zeități indieni. Strămoșii noștri dacii, înainte de a porni la luptă, ne spune Herodat că mergeau la Dunăre. Dunăre era considerată un fluviu sfânt, un râu sfânt. Și beau apă din Dunăre. Nefiltrată, nepusă la gheață, Pentru că ziceau că în felul ăsta se înfrățeau cu fluviul respectiv. De ce v-am dat exemplele astea? Ca să vedeți că ceea ce zice Pavel aici, mai departe, în 1 Corinteni, capitolul 10, vorbind despre ceea ce jertfesc neamurile și jertfesc dracilor și se împărtășesc neamurile și, mă rog, popoarele care nu-L cunosc pe Dumnezeu, am putea să practicăm și noi fără să ne dăm seama. Adică o închinare greșită, o închinare falsă, și în loc să ne închinăm adevăratului Dumnezeu și să ne împărtășim cu Domnul Hristos, prin felul în care schimbăm cuvântul lui Dumnezeu, să nu mai avem nimic de a face cu Dumnezeu. Să nu mai avem nimic de a face cu Dumnezeu. Cina Domnului s-a introdus cu părere în multe biserici din România, din diaspora, nu mai vorbesc, înainte de Revoluție, pentru unele.
dar foarte multe după Revoluție. Când a venit din Occident tot felul de învățători și ne-au învățat cum să-L cunoaștem pe Dumnezeu. La un moment dat am fost în Cuba, într-o misiune de evangelizare acolo, și într-un sat, într-o adunare, n-avea decât niște ziduri rudimentare, n-avea ferestre, avea ceva pânze pe la geamuri. Oamenii foarte entuziasmați, cântau, dansau, săreau în sus, nici o femeie nu era acoperită, bijuteriile erau la liber. Și printre altele, într-o discuție privată pe care am avut-o cu păstorul de acolo din loc și cu familia dânsului și cu o profesoară de limba franceză, care de fapt m-a și tradus, spuneau, păi, nouă nu ne-a spus nimeni de lucrurile astea. De fapt, credința noastră pentecostală e de o bârșie americană. Misionarii americani au diseminat-o aici, în țara noastră, și noi de la ei am învățat. De la americani au învățat și românii în vremurile din urmă. Apostolul Pavel spune, deci ce zic eu că un lucru jertfit idolilor este ceva, sau că un idol este ceva? Din potrivă eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. Adică Pavel atenționează. Aveți grijă. Noi ne închinăm lui Dumnezeu. Noi ne împărtășim cu Domnul Hristos, cu mielul nostru de Paște. Noi respectăm porunca lui Dumnezeu, cu alte cuvinte. Noi credem ce a spus Domnul Iisus, că Duhul este acela care dă viața, carnea nu folosește la nimic, și cuvintele Lui, de fapt, îți duc și viață. Adică împlinirea cuvintelor Lui, întocmai. Fără să ne uităm la conotațiile astea moderne, care ne pot face să nu mai credem în nimic. Vreau să mai spun ceva. Părerele au intrat în biserică înainte de COVID-ul ăsta. S-a pus problema că nu e igienic. Biserica Ortodoxă a mai păstrat încă până acum aceeași învățătură de a împărtăși pe toți membrii comunităților cu o linguriță de argint. L-am auzit cu urechile mele pe întâiul stătător al Bisericii Ortodoxe, Patriarhul Daniel, spunând că noi nu schimbăm dogma bisericii noastre pentru puțină credință a cuiva. M-am mirat că evanghelicii, într-o sută de ani, au ajuns să schimbe multe. Să accepte erezii și aș zice chiar erezii nimicitoare. Pentru că am remarcat că acolo, unde, în bisericile acelea unde au pătruns părerele, de mult, nu de acum, și în România, și peste hotare, acele biserici sunt foarte firești. Acolo nu se mai vorbește despre lucrarea Duhului Sfânt. Acolo nu se mai aude așa vorbește Domnul. Acolo nu se mai mărturisesc vindecări, decât poate unele mincinoase, ca să impresioneze publicul. Acolo nu mai este niciun respect pentru cuvântul lui Dumnezeu, unde se spune că femeia să se îmbrace în chip cuvincios și cu sfială. Am observat lucrul acesta și nu mă mir când la cina Domnului ți-ai permis să schimbi cuvântul lui Dumnezeu și să-i dai tu o explicație zisă rațională. Atunci nu-i de mirare că Dumnezeu se retrage de acolo, cum s-a retras din bisericile tradiționale și au rămas cu o formă goală. Dar membrii lor nu pot trăi o viață sfântă și curată. Nu pot. Ei mută preoții, spun ei, în ultimul moment, în locul cu verdeață, cu slujbe, cu lumânări, cu parastasuri, cu pomeni. Dar asta e numai în mintea lor. Pentru că Biblia zice că în ce parte cade copacul, acolo rămâne.
Au intrat păhărelele pentru că s-a spus că nu e igienic. Ăsta a fost un motiv. Al doilea, s-a spus că e mai rapid să împărtășești, dacă sunt mai mulți membri într-o biserică cu păhărele, decât să stai după fiecare până bea fiecare cu un pahar. Dar niciuna din aceste două n-au fost chiar adevărul adevărat. A mai fost o cauză de care n-a vorbit nimeni. Au pătruns în biserică păcate scârboase. Nu se mai practică mărturisirea păcatelor. Frații nu mai pot trece, frații slujitori, dincolo de ușa dormitorului cuiva. Nu mai pot intra în intimitatea cuiva. Acum lucrurile așa cum sunt. Și atunci au venit unii și au propus. Cine știe ce fac oamenii pe la casele lor? Noi nu mai acceptăm să ne împărtășim dintr-un pahar. Adică, ca și cum trupul acesta duhovnicesc al Domnului Hristos, biserica, ea de fapt nu mai există, ci suntem o organizație. O organizație care are membri individuali și care fiecare trăiește cum vrea, și atunci când vin la biserică, pentru că nu știu cum o trăit fratele sau cum o trăit sora, eu nu pot să beau după el sau el după mine. Și aici e o mare problemă. Aș vrea să ne întoarcem cu toată inima la Dumnezeu. Împărtășirea cu un pahar este și o dovadă de credință. Frate, da, dacă mă îmbolnăvesc. Dar oare de ce ar trebui să fim așa de speriați dacă cu adevărat credem într-o împărăție cerească, că ajungem mai repede decât am crede noi acolo? De ce ar trebui să fim așa de speriați? Apostolul Pavel zicea, pentru mine ar fi mai bine să mă strămut, să mă duc să fiu cu Domnul, că e mult mai bine. De ce ar trebui să fie un creștin adevărat speriat de posibilitatea că ar trebui să plătească un preț, pentru că respectă cuvântul lui Dumnezeu așa cum e scris? Ba încă pot să vă spun, am 61 de ani. Am trăit într-o biserică în România. Am stat câteva luni în Detroit. Am stat un an la Kitchener. Și aproape 20 de ani la Montreal. Și întotdeauna am luat cina dintr-un pahar. Nu m-am îmbolnăvit niciodată. Și n-am auzit pe nimeni că la cina Domnului s-a îmbolnăvit. În 43 de ani de când m-am botezat. N-am auzit pe nimeni. Și acum există această teamă și slujitori trag semnale de alarmă. Mai bine să fim prevăzători. Să fim prevăzători în ce? Dacă e Domnul Hristos prezent la împărtășirea noastră, dacă El este ceea ce ne animă viața și conduita, chiar dacă ar fi să plătesc un preț pentru credința în El, diavolul poate să ceară, să le cearnă, cum a spus Domnul Hristos la Petru. Petre, diavolul a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar eu m-am rugat pentru credința ta. Ar trebui să fim gata să plătim prețul acela. Împărtășirea dintr-un pahar este o dovadă că faci parte dintr-un trup. Că ești una cu cel de lângă tine. Că sunteți mădulare în același trup. Nu se ferește mâna stângă de mâna dreaptă. Așa de să mângâie una pe alta. Se spală una pe alta. Și amândouă obrazul. Avem noi o vorbă românească. Dovada că ești parte dintr-un trup. Te împărtășești dintr-un pahar. Cu curăție de inimă. Cu zile de post. Și dacă se întâmplă. Se întâmplă ceva. Să te îmbolnăvești. Ar trebui să spui întrebarea aceasta dacă nu cumva te-ai apropiat de Domnul în chip nevrednic. Atunci Domnul îngăduie să fie bolnavi între noi. Și spune, dacă ne-am judecat singur, n-am fi judecați, dar când suntem judecați, suntem și
pedepsiți de Dumnezeu ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Aș vrea să rămân aceste cuvinte. Poate nici acum n-am răspuns la întrebarea aceasta în mod absolut și complet. Dar cred în ceea ce am spus, că sărbătoarea aceasta a Cinei Domnului, împărtășirea cu trupul lui Hristos, cu sângele lui Hristos, înseamnă foarte tare a mânca propriu zis cuvântul lui. A fost un om, în Cartea Domnului scrie despre el, că a primit o cărticică din mâna unui înger. Și când a mâncat cărticica aceea, era vorba de cuvântul Domnului. În gura lui a fost dulce ca mierea. Pentru tine cuvântul Domnului mai este dulce ca mierea. Sau îl consider perimat, depășit, trăbărăi interpretat. Acoperitoarea capului la femei după 2000 de ani, trăbărăi interpretată. Împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, trăbărăi interpretat. Pahar sau păhărele. Azimă sau pâine. Știu eu, spălarea picioarelor trebuie reinterpretată. Îmbrăcămintea cuvincioasă trebuie reinterpretată. Și toate astăzi se reinterpretează. Știți de ce? Pentru că trupul se dezmembrează și când se dezmembrează, trupul moare. Doamne, ajută-ne să ne întoarcem cu toată inima la Tine. Amém.